În acest an, carnea de miel nu se va mai vinde în piața centrală, a anunțat conducerea societății Piețe Târguri și Oboare. La recomandarea Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, administrația piețelor a luat decizia de a amenaja un loc special în zona Drăgaica. Ne-am propus de anul trecut să găsim soluții pentru atâta timp cât s-au mutat oricum carnea de miel în zona unde se vindea în hala de lactate nu era știu că și domnul doctor Moca nu erau condiții foarte igienico-sanitare exact. Corespunzătoare cerințelor DSV-ului. Și ne-am gândit să achiziționăm două module. În discuțiile cu cei de la DSV ne-au spus exact că trebuie să fie dotate cu sifoane, cu vestiar, cu toaletă, cu boiler, cu apă caldă, cu chiuvetă dublă cu... și așa mai departe. Ne-am conformat. Aceste module au venit deja, le-am aplasat în zona Drăgaica. Au fost câteva discuții că ar fi cam departe, dar după aceea s-au convins că este o zonă cu trafic intens, este o zonă în care au acces la autobuz, este o zonă în care este acces de la parcare, adică este parcare exact în fața modulelor unde le-am amplasat. După sărbătorile pascale, cel mai probabil în spațiile respective, vor urma să fie comercializate altfel de produse. După ce se va termina comercializarea miilor, o să avem altă discuție cu dânsii în funcție de cerințele pe care le avem, să vedem unde, cui le închiriem și ce se va mai până pe 3 mai, da? Se va comercializa până carnea de miel? Până când avem... 4 este... Nu, până pe 4 inclusiv. Ultima, da. Ultima zi, 4 da, mai. Pentru că 4 este sâmbătă. Da, da, da. Da. Mai sunt și sâmbăta când care cumpără carne de miel. În această perioadă, DSVSA efectuează controle ce urmăresc verificarea respectării condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate piețele agroalimentare, abatoarele și centrele de sacrificare cu activitate temporară, unitățile de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală și non-animală, precum și în unitățile de vânzare cu amănuntul. Totodată va fi asigurată permanența activității la nivelul DSVSA, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. La sediul acestora vor fi afișate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranței alimentelor.